Un sport placat, viteza 0. Aplauze pentru Zonta Bere și o coborâre dinamică. Bravo, Zoli, te așteptam de multă vreme. Au optat pentru acest tip de avion construit în Carolina de Nord, începând cu anul 2003, deoarece este mai ușor decât venerabilul Extra 300S cu care a venit pentru prima dată în România. Avionul era înmatriculat November Eco Mike și, firește, o performanță deosebită a obținut-o în anul 2007, când a intrat în cartea recordurilor pentru o succesiune de 407 tonouri rapide efectuate în același timp. 407 tonouri, spuneai ceva cu unul de bani se face rău, da? 407, 407 tonouri rapide. Să vedem ce ne-am pregătit pentru astăzi. Zoltan Vereș. Dacă arată înălțime, este clar. Coborâre cu sfertul de tonouă și tonouă rapide! Exact! Ca știm noi cine, mai târziu îl vom vedea și pe Iurghi Skyris, dar acum Zoltan Vereș pentru prima secvență acrobatică, pe verticală, către viteza 0. Pătrim de tonou în urcare, viteză de 0 și iată abracadabra! Nu are niciun fel de problemă, 540 de kilograme sarcina, asta maximă la decolare. Vrie pozitivă și o cravată superbă. Bravo, Zoli! Lycoming 540, un motor boxer care dezvoltă 350 de cai putere. Un tuning a suferit acest avion și Zoli l-a mai împins puțin până la 360-370 de cai putere. De altfel și elicea este ușor modificată. Oh, suprasarcina negativă în acest moment a împins în exterior. Fantastic și o tumbă superbă. Bravo, Zoli! Manevră foarte dificilă și foarte solicitantă pentru pilot. Minus 3 până la minus 4 G în acea evoluție în exterior. Deci tot ce se împinge către exterior înseamnă suprasarcina negativă. Din nou tumbe, iar aceasta se numește lungceback, succesiune de vrie cu derapaj. Senzațional! Senzațional! Dansul bețivului! Dansul bețivului! Dansul bețivului, ce am văzut adineori. Exact. Sau englezii spun mai academic, the hammerhead. Ei, lăsați dansul bețivului, că e mai bună, mai pricepe. Tonour ușor în urcare, cu o rază destul de mare. Atenție acum, viteza către 0 este în limită de viteză. Nu, încă nu, încă nu. Elice oferă un slipstream, adică un aer necesar pe suprafața de comenzi. Extraordinar, aplauze pentru Zoli Vereș! Aceste aparate de zbor, aceste avioane, ca și Extra 330 și MXS-ul sau Corbus Racer, s-au zis că aici sunt concepute pentru acrobație. Mai exact, sunt construite pentru a fi instabile. Succesiune de tonou din nou, în partea superioară. Apropie și coboară cu tonouri, să vedem, lansează. Din punct de vedere aerodinamic, puteți spune că toate avioanele din clasa de acrobație Unlimited, din clasa Freestyle, sunt construite cu aripă cu proiecțiile tocmai pentru a putea fi aruncată în evoluții giroscopice. Cu cât un avion are o aripă mai bombată în partea de sus, pe partea de extra dos, cu atât adică exact, pe partea de deasupra aripii, cu cât este mai bombată, cu atât avionul este mai stabil. E bine, profilul acestei aripi, deci, seamănă foarte mult cu intradosul, adică extradosul este egal cu intradosul. Asta înseamnă că fileurile de aer nu contează acest
sunt pe sus sau pe jos, ele sunt făcute să se rupă și să fie instabilitate. De ce? Tocmai pentru că există motorul care oferă tracțiune și, nu în ultimul rând, elicea oferă un curent foarte puternic de aer care se numește slipstream, care dă un efect pe comenzi în momentul în care avionul, cum am văzut mai înainte, tinde către viteză zero. Practic, aripile sunt supravețe de comandă și motorul este cel care face legea. Cunoașterea aeronavei. Iată, doamnă și doamnă, o inimioară din partea lui Zoli.